ziua! Noi mergem la Christmas Market, la târgul de Crăciun din Birmingham. În mod normal, astăzi, planul era pentru astăzi să mergem într-un orășel foarte, foarte drăguț, în Bath, la târgul de Crăciun cu... Doamne ferește, era o pasăre sinucigașă, cred că, pentru că a mers efectiv pe stradă și s-a oprit în fața mașinii. Ziceam că, în mod normal, trebuia să mergem în Bath cu niște prieteni la un târg de Crăciun, pentru că orașul acolo e foarte, foarte drăguț. Noi n-am fost niciodată, dar din ce am văzut este foarte frumos. Dar planurile s-au schimbat, nu mai mergem nicăieri, așa că am zis că mergem numai noi doi, dacă e, în Birmingham, care e și aproape și, na, poate de data asta avem noroc să prindem și arabele deschise. N-ar avea de ce să nu, că totuși e sâmbătă seara. Și da, ca asta, am zis să dau startul unui nou vlog. Poate mi se dă așa, un vlog de o zi. Vedem cât filmăm pe acolo. Și ne auzim de la destinație. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. Climb down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a merry Christmas day. Am ajuns în parcare, Adi plătește acum și mă uit că vremea nu prea pare să țină cu noi, adică momentan s-a oprit, dar pe drum încoace a tras o ploaie și oricum e așa o burniță în aer. Sper să nu plouă totuși și să mă lase să filmez, pentru că dacă începe ploaia trebuie să-mi pun camera la adăpost, dar vedem, poate totuși ține cu noi vremea. Mă uitam că este ora 4 și deja este aproape întuneric. Și da, să mergem spre târg. Avem ceva de mers de aici. Am parcat-o undeva ceva mai departe, nu știu, la vreo 10-15 minute de mers pe jos. În ideea că parcările la care veneam noi de obicei sunt destul de aglomerate și nu avem chef să avem vreo surpriză neplăcută. Așa că am venit într-o parcare care... V-am zis, e un pic mai departe, dar e mai, măcar e în aer liber și e mai aerisită așa. Și da, e un pic friguț, n-am să mint. Am văzut că de săptămâna viitoare o să fie cu minus grade, mai ales pe timpul nopții, în timpul zilei o să fie 2-3. Nu m-ar mira să înceapă să ningă. Englezii ăștia s-au făcut din alt material, jur, mereu mă minunez iarna când eu tremur de frig în fafolită cu 10.000 de straturi. Thank you. Nu știu, mi-a dat ceva domnul. Ziceam că eu sunt în fafolită cu 10.000 de straturi și efectiv vezi oameni în pantaloni scurți și tricou. Eu nu înțeleg. Mie mi-au înghețat mâinile și am văzut până acum pe puțin 10 persoane. Fie în pantaloni scurți, fie în tricou, fie în amândouă. Mi se pare incredibil.
Ajuns și cum ne așteptam, este full, full, full de lume. Suntem așa ca termitele prin tunel. Încercăm să ajungem într-o altă parte unde se sperăm că va fi cel puțin mai aerisit, mai larg perimetru. Mai larg, nu mai largă. Și acolo sper să ne putem mișca mai ca lumea, dar momentan stăm aproape pe loc. Și înainte de pandemie și niciodată nu am văzut să fie în halul ăsta încât să nu te poți mișca. Deci mi se pare too much. Bine, e și sâmbătă seara, dar totuși. Ori să, nu știu, să le extindă sau habar n-am. Pentru că se pare că în fiecare an vin din ce în ce mai mulți oameni și spațiul, area e cam la fel. Spatele nostru era un băiat la vreo 10-12 ani maxim, care cânta la orgă muzică lăutărească și tind să cred că muzică lăutărească de-a noastră sau cel puțin balcanică, dar suna foarte bine. Chiar nu suna rău. Ne-am ascuns într-un colțișor aici, între două, nu știu, treburi de-astea. Ne-am luat cârnat dintre acesta nemțesc. Și Adi la fel, doar că el și-a pus și ceapă și diferă sosurile, eu mi-am pus maioneză și ketchup, el și-a pus muștar și hai să avem poftă că eu n-am luat prânzul azi. Plimbarea. Mergem la mașină pentru că ne expiră parcarea și n-are rău să mai luăm încă o oră, având în vedere că noi ajungem în 2 minute și ne grăbim. Ce să vă zic? Am mâncat foarte bun acel hot dog german, după care am fost un pic în Selfridges să miros parfumuri, evident, și a fost prima dată de când sunt eu în UK când mi s-a zis că n-am voie să filmez. Cu toate că filmam direct parfumurile, adică nu filmam pe nimeni, că mi s-a mai zis uneori să am grijă să nu prind alți oameni în cadru și de data asta chiar am filmat numai parfumuri, make-up, mă rog, ce era pe acolo. În fine, n-am mai filmat. Acum v-am zis, mergem spre mașină, după care o să ne oprim la supermarket și când ajung acasă vreau să mă pun să fac ruladă de cocos pentru că mâine suntem invitați la niște prieteni și am zis că să le duc și lor un desert de casă. Mie rulada de cocos îmi place extrem de mult. Cred că e unul dintre deserturile mele preferate. Și da, acum ajungem la mașină. Am ajuns și noi acasă, s-a făcut aproape 8 între timp. Și mi-am dat seama că n-am făcut o încheiere pentru acest clip. Eu o să mă pun acum să fac rulada, dar nu vă mai țin pentru că vreau să termin repede, să nu stau foarte mult, să încetinesc procesul cu filmatul, dar o să o facem altă dată împreună. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și ne revedem cât de curând cu un nou clip.